Bună tuturor, sunt la standul Mercedes-Benz la salonul auto de la Geneva 2019 și vreau să vă prezint 4 noutăți de aici. Prima dintre ele este Mercedes-Benz EQV. Ce înseamnă EQV? Foarte simplu, varianta 100% electrică a clasa V. Această mașină este deocamdată în formă de concept gata de producție, mașina de lângă mine, deci nu e chiar o mașină 100% de serie, dar tot ce vedem pe ea se va transpune în varianta de serie a acestui vehicul. Cu alte cuvinte, va avea baterie foarte mare, care îi asigură o autonomie reală de aproximativ 400 de kilometri. Așadar, pentru scopul în care a fost proiectată mașina, pentru a fi shuttle, de exemplu, între hoteluri de 4-5 stele și aeroport și invers, practic cu această autonomie își servește foarte bine scopul. Beneficiază de o baterie de 100 de kWh și de un motor de 150 de kW, asta înseamnă 204 cai putere. Ansamblul motor și transmisia sunt montate pe puntea față, deci e o mașină cu tracțiune față aceasta. Consumul declarat de producător este 22,2 kWh la 100 de km. Asta înseamnă că, utilizând această baterie de 100 de kWh, mașina poate parcurge 400-450 de km, într-un caz mai optimist, dacă condițiile de drum și de climă sunt favorabile. Profit de această ocazie să vă reamintesc statutul submărcii EQ în cadrul Mercedes-Benz. Practic, în 2017, Mercedes-Benz a introdus această submarcă EQ, mai întâi în China, apoi în toată lumea, ea fiind o submarcă sub care sunt comercializate toate mașinile Mercedes-Benz cu propulsie electrică. Tot așa cum BMW are submarca i și avem BMW i3 și BMW i8, așa și la Mercedes avem sub brandul EQ, iar lângă aceste două litere EQ mai este adăugată încă una care desemnează modelul transformat în mașină electrică, în cazul de față EQV, adică V-ul vine de la clasa V. EQV este prezentat aici la stand cu soluția de încărcare, are lângă el un wallbox destinat utilizării domestice, să zicem, e tipul de wallbox pe care ți-l montezi acasă. După cum vedeți, inclusiv acest wallbox păstrează un design elegant, deci nu doar mașina e elegantă, dar și designul wallbox-ului. Fiindcă pomeneam de modelele electrice ale Mercedes, iată lângă și modelul EQC 400 formatic. Deci este SUV-ul electric al lui Mercedes, care concurează cu Audi e-tron 4 și cu ceea ce va deveni realitate pe final de 2019 de la BMW, adică modelul iX3. O altă mașină pe care vreau să vă prezint de la standul Mercedes este CLA Shooting Brake, deci este versiunea de caroserie break, dacă vreți, în familia clasa A. Sunt 3 modele în total, clasa A hatchback cu 5 uși, avem și CLA-ul sedan coupe, adică 4 uși cu formă de coupe, micul CLS cum mi se mai zice, și avem și acest CLA Shooting Brake acum, este premieră mondială mașina albă de lângă mine, oferă pe ansamblu un pachet interesant, este o mașină premium cu dimensiuni compacte și portbagaj spațios, e o mașină pentru publicul tânăr în special și care în mod istoric a atras la Mercedes o nouă categorie de clienți care poate nu considerau marca Mercedes până atunci în vederea unei achiziții. Să vedem și mașina, profit de faptul că s-a eliberat locul din dreapta să urc un pic în interior. Practic acest CLA Shooting Brake preia designul acesta futurist de la clasa A, cu cele două tablete alăturate. Parcă sunt una singură, dar de fapt ele sunt două alăturate. Aici este una dintre ele pe bucata asta, iar de aici încolo cealaltă. Un interior, iată, foarte modern, la fel ca și exteriorul și per total pentru o mașină de aceste dimensiuni compacte beneficiezi în interior de spațiu foarte bun și de o ergonomie premium. O tușă specifică modelului sunt geamurile fără ramă, deci uși cu geamuri fără ramă, care accentuează silueta de coupe a acestui model. Ia să vedem și locurile din spate. Scaunul din față era dat un pic prea în spate pentru gustul meu, dar chiar și așa, iată, rămâne suficient loc la picioare și, foarte important, loc unde să îți ascunzi tălpile sub scaunul din față, astfel încât să ai o poziție corectă și ergonomică. La nivel de portbagaj, dintre toate derivatele din familia de modele A, acesta este cel mai spațios, deci nu vă lăsați păcăliți de dimensiunile compacte, reduse ale mașinii la exterior. Totul este maximizat astfel încât spațiul să fie unul foarte, foarte bun. Închidere electrică pentru haion și totul lucrat în stilul Mercedes cu foarte multă atenție. Chiar și când deschizi probagajul nu e nevoie să-l ridici prea tare, ci pur și simplu doar apeși puțin pe siglă și gata. Comanda este preluată de mașină și executată, nu trebuie să depui efort deloc. Versiunea expusă aici este cea de top, CLA 250 Shooting Brake. Are motor de 2 litri, turbo pe benzină, 225 de cai putere și un coeficient aerodinamic foarte bun, 0,23. Are filtru de particule chiar pentru motorul acesta pe benzină în echiparea standard și la nivel de cutie de viteze vine cu un 7G DCT, adică transmisia cu dublu ambreiaj cu 7 trepte de la Mercedes. Premieră mondială la standul Mercedes este și Mercedes AMG GLE 53 4MATIC. Este o mașină cu motor de 3 litri, 6 cilindri, dezvoltă 320 de kW, asta înseamnă 435 de cai putere și atinge 100 de km/h în doar 5,3 secunde, total impresionant pentru o mașină de 2 tone. O particularitate a acestui model este că trece la tehnologia de 48 de volți, adică alternatorul are dublu rol, să recupereze energie la frânarea de motor, dar să și dea energie, să livreze putere atunci când este nevoie și el poate da cam 16 kW și 250 de Nm în cureaua de accesorii, ceea ce se traduce într-un restart foarte fin al motorului cu combustie și de asemenea într-un plus de performanță atunci când ai nevoie de toate resursele motorului, toate resursele mașinii. Din punctul de vedere al cutiei de viteze, este vorba despre o transmisie nouă TCT, se cheamă, și acest TCT vine de la Torque Converter Transmission, deci este o cutie de viteze automată cu convertizor de cuplu. Tot ca premieră la standul Mercedes avem și SUV-ul GLC, deci SUV-ul compact cu facelift. Puteți să observați stopurile noi pe acest model. Iar pe lângă modificările de ordin estetic, ușor observabile, sunt niște schimbări și la nivel de motorizări. De exemplu, motorul M264, este vorba de un propulsor pe benzină de 2 litri cu 4 cilindri, înlocuiește motorul M274, deci M264 înlocuiește M274. Puteți să căutați mai multe informații despre ele ca să vedeți exact în ce constau diferențele tehnice, nu o să intru acum în amănunte. Și gama de motoare diesel suferă transformări pentru că motorul OM654 îl înlocuiește pe cel cu cod OM651. La fel, puteți să căutați informații despre ele mai multe. Principala caracteristică a acestor noi motoare și pe benzină și diesel este tehnologia Camtronic, care face ca temperatura să crească în eșapament, să ardă foarte bine particulele și noxele și așa mai departe, fără ca să crească consumul de carburant. Deci este un management inteligent al supapelor care permite motorului să lucreze într-un regim foarte eficient, să consume puțin și să emită puțin. Și GLC-ul facelift trece pe tehnologie de 48V și are acest sistem start-stop, cum spuneam, cu pornire prin curea generată de alternator, nu de electromotorul clasic, cum au mai toate mașinile până în zilele noastre. Cam atât de la standul Mercedes-Benz de la Geneva. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest clip până la final. Dacă v-a plăcut, poate dați și un like, un share sau poate un subscribe și până data viitoare, la revedere!